Accident în lanț pe DN6 în Cara Severin, în care a fost implicat un autocar, 3 mașini și o autoplatformă. În urma incidentului, o persoană a murit și alte 3 sunt rănite. În urmă cu puțin timp pe DN6, în zona localității Topleți, limita cu județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 5 autovehicule, dintre care un autocar, 3 autoturisme și o autoplatformă. În urma accidentului, o persoană a decedat. Traficul rutier este restricționat în zonă până la finalizarea cercetării la fața locului, a transmis IPJ Cara Severin. Persoanele din autocar nu au nevoie de îngrijiri medicale. Acționează detașamentul Caransebe și 2 echipaje de la ISU Mehedinți. În urma accidentului au rezultat 4 victime, din care o persoană a fost declarată decedată de medicul SAJ. Celelalte 3 victime sunt în stare conștientă, a transmis ISU Cara Severin.